seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Văcaru, bun găsit la Jurnal Cultural. Iată pentru început principalele subiecte ale ediției. Stagiunea de toamnă a Filarmonicii George Enescu din Capitală are o nouă surpriză pentru melomani. Unul dintre cei mai renumiți violoniști ai lumii va urca pe scena Ateneului Bucureștean. Detalii în câteva momente. Muzica clasică și marile capodopere ale literaturii își dau întâlnire la Sonoro Ex Libris. Ediția cu numărul 19 a festivalului începe în 1 noiembrie și aduce la București și Cluj-Napoca peste 20 de concerte și artiști de renume mondial. La Varșovia s-a deschis Cutia Albă. Așa este denumită popular clădirea noului Muzeu de Artă Contemporană, amplasat în mijlocul orașului. Cum arată și ce proiecte ambițioase își propune să găzduiască, vedeți la Jurnalul Cultural. Unul dintre cei mai cunoscuți violoniști ai lumii, francezul Renaud Capuçon, a ajuns de curând la București pentru a susține două concerte extraordinare la Ateneul Român. Decorat de statul francez cu ordinul Legiunea de Onoare, artistul este un bun cunoscător și interpret al creației enesciene. Renumitul muzician francez va concerta în dublă calitate de solist și dirijor, alături de Filarmonica George Enescu. Renaud Capuçon, un star al muzicii clasice internaționale, revine în România după prezențele din cadrul Festivalului Internațional George Enescu. Mâine seară și în 1 noiembrie, artistul aduce la Ateneul Român concertul numărul 3 pentru vioară și orchestră de Mozart și simfonia numărul 7 de Anton Bruckner, lucrare pe care și-a dorit să o dirigeze de multă vreme. Evenimentul este o premieră din mai multe puncte de vedere. Renaud Capuçon va fi și violonist și dirijor în cadrul aceluiași concert și va conduce pentru prima dată Orchestra Filarmonicii George Enescu. I'm very impressed with the sound of the strings, I have to say. There is, you can feel a tradition. What I like is they have texture. If I ask them to create something, we have the same imaginary language about sound, which is really important. Facing this incredible piece like Bruckner 7. It's tricky because one part of me is telling myself don't touch it for the rest of your life because it's too impressive, and the other part tells me go, you have to try. So, and this is this voice I heard. After 30 years of telling myself don't do it, now I'm doing it. Capuçon este apropiat de muzica lui George Enescu și vorbește despre nevoia de a-l descoperi mereu pe acest compozitor. He was a genius, really, and I've learned a lot coming to the festival every 2 years, playing some pieces. I played the quintet, I played sonatas, I played the octet also, and every time I learn a new piece, every time I dig into his music, he has this, it's like he has this code of writing, you know, and the more you listen to his music and the more you play it, the more you understand it. Concertele susținute de Renaud Capuçon pe scena Ateneului Român fac parte din stagiunea de toamnă a Filarmonicii, una cu adevărat specială care reunește nume mari ale muzicii clasice din întreaga lume. Intenția este aceea de a aduce împreună artiști români și străini pentru dezvoltarea unui profil internațional al Filarmonicii George Enescu și pentru a oferi publicului o experiență muzicală remarcabilă. Despre necesitatea de a asculta muzică clasică în ritmul din ce în ce mai alert al lumii în care trăim, Renaud Capuçon spune că este mai mult decât necesară. What I would like to change is to come back somehow to the times where classical music was really central in lives in general. So this is impossible, but okay, we have the social medias which are a fantastic way to communicate, but somehow I think we should use it more cleverly for classical music. You can't conduct Bruckner or play Mozart or Schubert or Brahms thinking it's just music, yeah, like this. It is serious. It is music where you have to focus. It is not 3 minutes. A Bruckner symphony is 1 hour. We have to stay very much into this center of music, into this seriousness of what music is. And to assume that, yes, classical music is something which asks a lot of work, a lot of concentration, but it gives so much joy, so much light. Biletele pentru ambele concerte susținute de Renaud Capuçon pe scena Ateneului Român sunt deja epuizate. Trăim atâtea vieți câte cărți citim, spunea scriitorul Mario Vargas Llosa, dar despre muzicienii care interpretează sute de compoziții,
Oare ce putem spune? Câte povești muzicale adună ei odată cu fiecare concert? Și unde se întâlnesc până la urmă muzica și literatura? Răspunsul e mai simplu decât credeți, la festivalul Sonoro Ex Libris. Ediția cu numărul 19 începe vineri și ne promite până în 17 noiembrie o călătorie pe note muzicale inspirate din cuvinte. Cu detalii a venit în studioul Jurnalului Cultural pianistul Ioan Dragoș Dimitriu, director de dezvoltare și inovație Sonoro. Bine ai venit la Jurnalul Cultural. Bine v-am găsit. Am convenit că ne tutuim. Sigur. Pentru că vorbim despre lucruri care ne plac amândurora și pentru că avem aproape aceeași vârstă. Da, da. Acum că am spart gheața, sunt tare curioasă cum se îmbină literatura și muzica în această nouă ediție Sonoro. Cum putem descoperi literatura prin muzică și muzica prin literatură, pentru că și reciproca este valabilă. Da, din punctul nostru de vedere, cele două nu sunt separate deloc. Și asta ne-a dovedit și istoria culturii europene și internaționale. Iar creatorii festivalului, Diana Kettler, director artistic, și Răzvan Popovici, directorul general executiv al festivalului, sunt cei care propun tematica în fiecare an. Ei sunt niște avizi cititori. Printre altele, și eu mă consider a fi un cititor înrăit, pentru că de mic am crescut și cu poveștile nemuritoare, urmând după aia să trec la romane mai serioase. Și cei doi au venit cu tematica festivalului, pentru că este deosebit de importantă această legătură și noi în fiecare ediție a festivalului Sonoro, de fapt, ne inspirăm și din literatură și din pictură și din filme și din o grămadă de arii ale culturii internaționale. Și, într-adevăr, în acest an am abordat, și nouă ne pare foarte rău că am abordat prea puține titluri de altfel, deși ele parcă sunt multe. Ați abordat cu toții titluri importante și scritori celebri. William Shakespeare, Milan Kundera, exact. Bulgakov, treceți prin mai multe ere, prin mai multe stiluri. Da, chiar unul din concertele de la începutul festivalului, If Music Be the Food of Love, din 2 noiembrie, de la Sala Radio, alături de, o surpriză de data aceasta, actorul Vlad Ivanov ni se va alătura și va recita niște sonete și monologuri din opera lui Shakespeare, cum ziceați și cu Bulgakov, da? Manuscripts Don't Burn la Ateneu Român chiar, inspirat din Maestru și Margareta de Mihail Bulgakov. Recunosc că aici ne-am regăsit foarte ușor și cu Răzvan Popovici și cu mine, pentru că este una din cărțile noastre favorite și amândoi am citit opera de mai multe ori. Continuăm și cu To the Lighthouse, prefar de Virginia Woolf, de exemplu. Dar alături de acestea am adus, zicem noi, și o sumedenie de artiști care se potrivesc foarte bine conceptului. Și anul acesta avem trei surprize, că sunt trei ansambluri care revin în festival, și anume Fine Arts Quartet. Da, mă bucur că ai amintit, pentru că eu mi-am scos un citat despre quartetul acesta, unul dintre numele placate cu aur din muzica de cameră. Așa este. Washington Post. Așa este, cu carieră internațională în quartet. Da, acest citat, da. De altfel fondat de Gil Sharon, care vine din București și s-a mutat în America. Ei o să interpreteze chiar în două concerte, în 9 noiembrie și în 10 noiembrie. Ne bucurăm foarte mult să-i avem alături de noi, pentru că nu cred că au mai venit în țară de foarte, foarte mult timp și, într-adevăr, sunt niște legende în viață. Mai este alături de ei la Cluj, în 13 noiembrie, ansamblu Ianoșca. Anul trecut ei au mai fost la București, dar anul acesta am zis că am dorit să-i aducem și la Cluj, pentru că de data aceasta... O familie cu o tradiție muzicală uriașă în spate. Cât? 7 generații, nu? Foarte multe, cred că chiar 7, da. Și anul acesta o să vină și alături de Arpad Ianoș, el va cânta din voce alături de ei, un lucru pe care nu l-am mai văzut în ediția anterioară. Și ne bucurăm foarte mult pentru că ei prezintă un program The New Old, care leagă anotimpurile de Vivaldi, de muzica jazz, muzica modernă. O să fie ceva ieșit din comun. Și cu voce, anotimpurile de Vivaldi, nici noi n-am auzit încă programul. Dar ne bucurăm extrem de mult că avem încredere că ansamblul de la Viena o să se prezinte la cel mai înalt nivel. Startul se dă aici în București, la Palatul Bragadiru. La Palatul Bragadiru, vineri, pe 1 noiembrie, începem cu ansamblul Recoveco. Sunt muzicieni din Columbia, Venezuela, Ecuador, care vin și cântă chiar la instrumentele lor, cum ar fi ghitaron sau quattro, și din nou și ei improvizează foarte mult. Alexis Cardenas e cel care a înființat acest ansamblu și a fost concert maestru la Orchestra Insulei Parisului și a fondat după aceea acest ansamblu cu care cântă și muzică clasică, dar și muzică din America Latină.
Dar e un fel de world music, de fapt, pentru că ei combină foarte multe genuri. Și recomand să veniți să-i ascultați, pentru că tot concertul este o surpriză de la A la Z. Este ceva surprinzător, ceva ce n-am mai auzit niciodată, pentru că ei improvizează absolut tot programul. Ai amintit de Cluj-Napoca și în București sunt mai multe locuri în care se întâmplă aceste concerte, nu doar la Palatul Bragadiru, avem și sala radio pe listă, avem și Ateneul Român. Astea sunt spații emblematice atunci când ne gândim la concerte de o asemenea anvergură, dar voi ați mers și mai departe și v-ați dus și în spații mai puțin convenționale. Să zicem așa, da, deja cred că a devenit o normă în domeniul cultural să intri în spații neconvenționale, dar într-adevăr e un concert de Sixth Sense în Club Expirat, în care descoperim un alt simț față de cel cu care ne-am obișnuit la concertele noastre. Din nou, va fi un moment de jam session classic, să zicem, că fiecare artist va veni cu propriile lui invenții sau momente de improvizație. Și mai mergem, de exemplu, la Teatrul Recul, care e tot așa un spațiu industrial, foarte, foarte frumos, de altfel. Da, prin muzee? Prin muzee, Camera de Comerț, Palatul Camerei de Comerț din centrul Bucureștiului, în sala de bal, acolo o să fim pentru prima oară în acest an. Da, am încercat să acoperim cât mai multe spații, astfel încât să ne adresăm și unui public diversificat, dar și să scoatem în evidență, de fapt, importanța acestor locuri și cât de frumos este să aduci muzică în toate aceste locuri minunate din București. Cum crezi tu că s-au schimbat evenimentele de genul acesta? E adevărat că tu ești de puțină vreme director de dezvoltare și inovare la Sonoro, dar ești foarte conectat de lumea muzicală. Ești un cititor avid, așa cum mai devreme ai spus. Cum s-a schimbat evenimentul acesta de-a lungul timpului? Ai stat cu ochii pe el, sunt convinsă. Da, încă de la 16 ani, de acum 17 ani chiar, eu am fost bursier Sonoro, Sonoro Interferențe, unul din programele noastre, care a dat până acum 550 de burse și ne mândrim cu acest lucru, pentru că niciunul din cei 550 de bursieri nu s-au lăsat de muzică. Toți profesează în domeniu, undeva în această lume mare. Și am fost foarte aproape de Festivalul Sonoro, după care am și lucrat în organizare în 2018-2019, după care am ajuns la Filarmonica din Brașov, pe care am condus o vreme de aproape 4 ani, și acum am revenit la Sonoro pentru că, vă zic sincer, din România cred că mi este cel mai drag proiect. Și mă bucur foarte mult că Răzvan Popovici și Diana Ketler m-au primit din nou în familia Sonoro și că pot fi alături de ei în această calitate de director de dezvoltare și inovare, pentru că acum, având în vedere și influențele tehnologice și economice și sociale din întreaga lume, cred că Festivalul Sonoro se poate dezvolta în foarte multe direcții. Și o să vedeți anul viitor la ce mă refer. Nu dăm prea multe detalii încă. Sunt peste 20 de concerte, putem să dăm detaliile de anul acesta, 40 de artiști de renume internațional, o mulțime de spații în care toate aceste concerte se vor întâmpla și această prietenie între muzică și literatură. Ne apropiem așa de finalul discuției noastre și aș vrea să mai insistăm un pic în zona aceasta de dialog între muzică și literatură. Până la urmă, mesajul este mai puternic atunci când avem o operă celebră pe care cu siguranță foarte mulți au citit-o și care este transpusă cumva într-o altfel de poveste, una sonoră. Da, noi credem că mesajul este într-adevăr foarte puternic, pentru că în fiecare operă literară pe care am folosit-o în festival, cred că oricine din public poate să găsească o legătură. Și din acest punct de vedere, către piese, către literatură, cred că am devenit și mult mai accesibil cu festivalul nostru. Și asta ne bucură în mod deosebit. N-aș exclude totuși să menționez în acest moment că beneficiem de susținerea Ministerului Culturii, de care ne bucurăm foarte mult, și o sumedenie de sponsori pe care îi puteți găsi și pe paginile noastre, și Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Direcția... Asta nu intrăm în detalii, se apropie, niște alegeri. Am și înțeles, e bine să rămânem conectați doar despre... la cultură. Da, da. Dar e foarte important să înțelegem că societatea noastră este dezvoltată pentru că are cultură și art. Absolut. Și asta este, din punctul meu de vedere, a devenit chiar motto-ul meu în ultimele luni. Cultura și arta de calitate este marca unei societăți foarte dezvoltate. Și e bine să rămână așa. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Și noi vă mulțumim.
Mergem mai departe acum. Galeria Ars Monitor sărbătorește un an de existență printr-o expoziție specială. Nu mai plânge Gili. Picturile pline de umor semnate de Gili Mocanu vorbesc despre libertate, nonconformism și locuri inedite, așa cum este chiar spațiul galeriei situat la ultimul etaj într-un corp din Casa Presei Libere. Galeria Ars Monitor este un proiect privat, asumat de un iubitor al artelor vizuale care a dorit să pună în practică ce a studiat la Facultatea de Istoria și Teoria Artei. Suntem în primul rând în cadrul expoziției Nu mai plânge Gili, care are o încărcătură simbolică profundă atât pentru noi ca galerie, cât și pentru demersul lui, pentru că pentru noi marchează un an de muncă, aniversează cele 6 expoziții pe care le-am putut organiza din septembrie 2023 până în septembrie 2024. Am încercat să facem lucrurile cât mai adaptat la problemele fiecărui artist sau al fiecărui proiect. O echipă mică a reconfigurat un spațiu vetust și a creat un nucleu ultramodern, un spațiu pentru prieteni artiști. De la Abzi Build, arte neaplicate din 2023, până la cuplu Magdalena și Bogdan Pelmuș, la premiera cu duo-ul Doi Gorzo, cu Ioana Gorzo și Dumitru Gorzo, cu un solo pentru Răzvan Neagoie. Am decis să răsplătesc în modul cel mai normal și să-mi continui relațiile deschise cu ei în perioada studenției tardive. Considerat a fi, la începutul anului 2000, unul dintre cei mai promițători și influenți artiști români contemporani, Gili Mocanu a confirmat pe deplin premisele. În ultima perioadă am expus puțin mai rar, adică pașii au fost puțin mai largi. Am mai expus acum 2 ani. Am început o colaborare cu Ars Monitor, ne cunoaștem de foarte mult timp. Am purtat multe discuții, ne-am bucurat amândoi de tipul ăsta de întâlnire în sfârșit la nivelul ăsta. Stilul incomod al lui Gili Mocanu i-a atras atributul de inclasabil, astfel încât despre Gili putem spune mai mult ce nu este. Nu este un artist cool sau cult, nu este crispat, tăbăcit, nici mistic, nici secularizat. Este liber și se adresează mai ales oamenilor care râd mai mult. Noi nu am datat lucrurile foarte precis, le-am pus pe toate în, să spunem, perioada din ultimii 4 ani. Deci cam așa ceva. Sunt lucrări pe care, într-un fel, le-am scos de la sertar. Expoziția rămâne deschisă publicului până pe 7 noiembrie. Cum poate cultura să contribuie la bunăstarea noastră? Centrul Cultural Clujean ne oferă un răspuns odată cu a 6-a ediție a forumului Culture and Wellbeing. Anul acesta, evenimentul explorează conceptul de prescripții socioculturale. E o practică inovatoare prin care medicii și asistenții sociali pot recomanda participarea la activități culturale pentru îmbunătățirea stării de sănătate. Forumul reunește profesioniști naționali și internaționali din diverse domenii, iar scopul final este elaborarea unei propuneri legislative pentru ca acest mecanism să poată fi implementat și finanțat în viitor și în România. Experții prezenți la Cluj-Napoca discută despre modul în care arta și cultura pot deveni parte integrantă a strategiilor de sănătate publică. Medicul poate să prescrie participarea la activități sociale sau culturale unei persoane care suferă de o boală cronică sau acută, dar, de exemplu, în fundalul acestei boli suferă de singurătate sau are condiții sociale dificile sau, de exemplu, este deprimat. Sunt foarte multe studii care arată că foarte multe dintre boli sunt fie agravate sau chiar cauzate de stresul cronic, de depresie. Prescripțiile socioculturale reprezintă un concept inovator implementat deja în țări precum Marea Britanie, Letonia, Danemarca și Grecia, prin care medicii, educatorii și asistenții sociali pot recomanda participarea la activități culturale. Asta ca mecanism de sprijin psihosocial complementar tratamentului medical. De exemplu, în Marea Britanie, sistemul este integrat în cel național de sănătate. Ei sunt trimiși către o persoană care se cheamă lucrător de legătură, care cunoaște ce tip de activități culturale sau sociale pot să fie potrivite pentru problemele cu care se confruntă ei, și această persoană îi direcționează pe acești oameni către
un centru comunitar, către un muzeu, care are servicii dedicate pentru acest tip de situație. De asemenea, municipalitatea din Bruxelles are un program prin care spitalele de psihiatrie direcționează pacienții spre o serie de muzee din oraș, unde aceștia au parte de tururi ghidate special gândite pentru ei. Studiile arată că aceste tipuri de activități pot reduce nevoia de întoarcere la serviciul medical cu până la 40%. În cadrul Centrului Cultural Clujan există un program de formare pentru artiștii care doresc să își adapteze munca pentru acest tip de contexte. Cred că magia se produce odată ce ne lăsăm practic impactați de această întâlnire cu corpul nostru, de fapt, pentru că tot ceea ce inițiez la cursurile pe care le fac sunt practic o invitație spre a ne apropia de corp, de a ne apropia de propriul ritm, pentru că fiecare dintre noi avem un ritm pe care merită ca să-l cunoaștem, merită ca să-l integrăm în viața noastră cu diferite lucruri și dincolo de asta să ne dăm voie să accesăm aceste naturalețe a propriului corp, care, dincolo de asta, sigur că te aduce la o stare de bucurie. În România nu există o politică publică în acest sens, dar există anumite programe care fac pași mici, în special în spitale sau centre comunitare, unde se fac ore de terapie prin artă. Consiliul Economic și Social al României a inițiat un studiu prin care demonstrează nevoia unui mecanism de prescripții socioculturale în România. La finalul forumului, specialiștii reuniți la Cluj doresc să pună bazele unor modele legislative în acest sens. Veșnicia începe acum, lângă piramidele din Giza, unde 12 artiști internaționali reimaginează civilizația antică a Egiptului prin arta contemporană. Până în 16 noiembrie, expoziția organizată de Asociația Art d'Egypte încearcă să estompeze liniile dintre trecut și prezent, chiar în inima deșertului. Cea de-a patra ediție a expoziției Forever is Now, Veșnicia este acum, transformă situl arheologic într-o scenă a creativității contemporane. Ca de obicei, publicul se bucură de o experiență interactivă. Se poate plimba printre obiectele de artă expuse pe nisip și le poate atinge. I believe to see 12 artists from 12 countries showing their art in front of the pyramid, it's a miracle, it's a magic. And I think this exhibit will show that Egypt is safe. And the most important, that every artist will put in his CV, he put his statue or art in front of the great pyramid of Khufu and the Sphinx. أهم شيء الثقافة لأن الثقافة هي اللي بتقرب الشعوب. ونحن إذا تعمل مشغول ببلجيكا وجبنا له هون حد البيراميد, very honored to be here. الكونسبت تبعه مثل ما قلت لك له علاقة بالفن وتقريب الشعوب بين بعضها, لأنه الفن هو الميديوم الوحيد يلي هو بيقرب الشعوب على بعضها. بقية الميديومز كتير بتفرقها عن بعضها, إن كان الحدود وإن كان الديانات أو إن كان السياسات, كله هيدا بيبعد الشعوب على بعضها. فنحن بعالم الفن وهيدا اسمه Desert Waves. I decided to create a huge eye that's full of lenses, optical lenses. Each lenses is almost like a tears, and I want the people look like for the first time the Pyramid of Giza. So if you go close to the artwork, you will see the landscape of the Giza upside down in each lenses. And for me it was very emotional to be here and to create something in front of the pyramids, because it's very powerful, energetic, symbolic and incredible place in the world. Reinterpretate, bărcile antice ritualice și ochiul imens al zeului Horus transmit eterna dorință a omului pentru viața de apoi și ideea de permanență în antiteză cu cea de absență. Instalațiile artistice expuse sunt redări inedite ale trecutului antic al Egiptului și îmbină simbolismul piramidelor cu viziunea artistică modernă. Locuitorii din Varșovia se pot mândri cu un nou muzeu de artă modernă, unul dintre cele mai așteptate proiecte culturale din Polonia. Festivitățile inaugurale se vor încheia în 10 noiembrie, iar colecția permanentă va fi deschisă pentru public din luna februarie anului viitor. Proiectat de studioul new-yorkez de arhitectură Thomas Pfeiffer and Partners, noul sediu al Muzeului de Artă Modernă are o suprafață de aproape 20.000 de metri pătrați,
și 6 etaje, concepute în jurul unei scări centrale monumentale. Fațada edificiului a fost realizată din beton alb. În noua clădire vor fi peste 2500 de exponate. This light is the light that connects us to Warsaw. This is there's no light like it anywhere. It's very special. And so we wanted to weave this in to the experience of the art. So that the art of Warsaw weaves together with the light of Warsaw. Ten budynek stanął na placu Defilad i to była jego najważniejsza rola, żeby połączyć plac od wielu lat zdegradowany, nad którym dominuje Pałac Kultury, z centrum Warszawy, ścianą wschodnią i pozostałą częścią centrum. Wydaje mi się, że to się świetnie udało, że ten budynek jest takim mostem pomiędzy przeszłością a tym, co w Warszawie nowe, przyjazne, zielone, nowoczesne. Przebudowuje się też plac. Za chwilę będzie to wspaniały, zielony, nowy, zapraszający warszawiaków i warszawianki plac miejski. No więc muzeum stanęło w sercu miasta i wydaje mi się, że symbolizuje nowe perspektywy. Symbol al schimbării, clădirea noului Muzeu de Artă Modernă din Varșovia a stârnit controverse din cauza formei sale și a fost poreclită cutia albă. Dar, dincolo de criticile acestea, inițiatorii proiectului au o viziune ambițioasă. Vor să pună capitala Poloniei pe traseul marilor expoziții itinerante în toată Europa. Toți speră să atragă aici exponate care, până acum, puteau fi admirate doar la Londra, Paris, Berlin și New York. Doamnelor, domnilor, atât pentru seara aceasta. Mulțumesc că ați fost alături de noi. De la ora 22 pe TVR Cultural din seria Teatru TV puteți vedea cazul Oppenheimer. Noi ne revedem mâine în direct de la 21. Pe curând!